fost șocul vieții ei. Oana Lis nu-și poate reveni și nu înțelege cum soțul ei, Viorel, odinioară un adevărat cavaler, mai avea puțin și o lua la trântă, în văzul tuturor. Ce l-a făcut însă pe fostul edil să-și piardă controlul? Ei bine, jihadul s-a dezlănțuit după ce Vali, bărbatul care spune că a avut o relație cu Oana, a venit cu dovezi incredibile despre presupusa lor idilă. Tu lăsai pe Viorel pe plajă și la trei hoteluri mai încolo veneai la mine să ne întâlnim. Aici. Doamne ferește, eu nu. Cred că tu vrei bani de la noi sau nu știu ce vrei. Ce tu vorbești de acest copil? Fă-ți copil cu cine vrei tu și lasă-mă dragul în pace. Nu mai ții minte ce spuneai despre Viorel când eram în pat amândoi? Nu fii atât de... Tu nu vezi ce ești, că eu nu trebuia să-mi dau seama de la început. N-am ce să lămuresc, dragul tine. Eu te-am văzut de câte ori în viață și dacă ar fi, cred că de 5 ori te-am văzut. Ca să faci un copil trebuie să te întâlnești mai multe ori. Avem poze împreună. Păi avem poze, pentru că am făcut ca fraiera poze cu tine. Credeam că suntem prieteni și că am încredere în tine. Nu vreau doar să te mai văd în viața mea. Chiar dacă nu l-a mai văzut de câteva zile pe presupusul amant, Oana a pătinit din greu azi, când a primit umilința vieții ei. Să vedem însă etapele filmului care a făcut-o pe Oana Lis să ajungă la un pas de leșin. Azi. Orele prânzului în fața blocului familiei Lis. Oana a vrut să facă niște cumpărături, însă era să ajungă la spital. Imaginile din fața blocului în care locuiește familia Lis i-au făcut petrecători să înlemnească. Mai era puțin și venea salvarea. Viorel Lis aproape că a trântit-o pe soția lui însărcinată, iar Oana a tras o sperietură soră cu moarte. Se pare că un gest total banal, cât se poate de firesc, l-a scos din sărite pe Viorel. După ce s-a dus singură să cumpere de alegurii, Oana a lăsat sacoșele jos să tragă aer în piept câteva secunde. Pe semne, nu se simțea tocmai în regulă, așa că a sunat să-și roage soțul să coboare ca să o ajute. De aici a început taifunul. Fostul primar a coborât parcă pus pe scandal. E clar că vorbele presupusului amant i-au rămas întipărite în minte. Simt că acest copil este al meu. Viorel nu doar că nu crede deloc în vorbele soției, ci... Parcă e pornit să o pedepsească, dar să ajungă până aici... De data asta, chiar că familia Lis a ajuns pe butuci. Se pare că necazurile se țin lanț de Oana, care și acum, gravidă fiind, dă dintr-o belea în alta. Cel mai mult o doare că încă soțul ei, Viorel, o tratează cu dispreț și, mai nou, se pare că și cu violență, lucru care o aruncă în ghearele depresiei.